Comunicatul din partea DNA-ului în legătură cu acțiunea din această seară. Procurorii DNA au instituit măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Dragnea Nicolae Liviu pentru suma de 127 de milioane de lei asupra tuturor bunurilor, banilor din conturi, sumelor datorate inclusiv cu titlu de chirie către alte persoane. Neda Florea, reprezentantul Secetel Drumesa, 31 de milioane de lei sechestru. Bățăuș Mugur, funcționar în cadrul CJ Tellerman, sechestru pentru 127 de milioane de lei, ca în cazul lui Liviu Dragnea. Piperea Victor, funcționar în cadrul CJ Tellerman, 63.999.908,88 lei, ca să vedeți precizia. Predescu Marin, funcționar în cadrul CJ Tellerman, pentru 32 de milioane de lei. Aceste măsuri au fost dispuse de procurorii anticorupție în vederea recuperării prejudiciilor și sunt enumerate din nou infracțiunile atribuite grupului infracțional organizat din care, spune DNA, face parte Liviu Dragnea.